Bună, vă salut de aici la Liga Prieteniei, sunt alături de Ovidiu de la VHM. Ce s-a întâmplat meciul ăsta, Ovidiu, pentru că adversarii voștri sunt foarte nemulțumiți de atitudinea voastră de pe teren? Probabil, la înfrângere toată lumea e nemulțumită. Nu s-a întâmplat nimic, au fost foarte agresivi de când a început meciul. Eu îi înțeleg, când scorul nu ți-e favorabil, te manifesti în alte feluri decât cele pur fotbalistice. Crezi că a fost numai asta? Cred că a fost asta și avem rivalitate mai veche între noi. Așa vor să fie toate meciurile, dar nu e nicio problemă. Deci cam așa o să se joace. Nu avem alte planuri. Oricum, nici arbitrii încă nu cunosc foarte bine regulamentul. Nu știu când sunt loviturile, când nu sunt, care să pun, care nu să pun, unde sunt alunecările, când sunt, din cauza asta. Deci meciul a început să se strice din cauza la arbitraj. Asta a fost buba și de acolo au început și tensiunile dintre voi. Da, noi n-am avut tensiuni, avem o rivalitate mai veche, dar nu a fost problemă. Nu avem nimic cu băieții, au o echipă bună, nu e problemă. Dar probabil scorul fiind nefavorabil, ei s-au învățat cu victoriile, probabil. Da, nici ei nu au ceva personal cu voi, să nu mă înțelegi greșit. Au zis, poate în afara terenului sunteți niște oameni super ok, dar aici au spus că nu i-ați respectat și că ați făcut foarte multe presiuni pe arbitri și de la fiecare fază ați oprit meciul. Asta i-a deranjat pe ei, că ei veneau să simtă bine, să joace și tot timpul se oprea meciul. Probabil, te simți bine la teatru, undeva, la cinema, la bere, la aici, ori jucăm, ori plecăm, nu stăm la... nu ne simțim bine. Ne simțim bine după aia în altă parte. Și a mai folosit un cuvânt, a zis că meciul din seara asta a fost un circ și n-a fost meci de fotbal. E ok, dacă ei au considerat așa, nu avem nicio problemă cu ei. Poate să nu mai vină, nu îi contrazicem. Voi, cum vi s-a părut așa meciul pentru voi? Cum a fost? În fotbal, tabela e singura care vorbește. În rest, cuvintele sunt de prisos. Mulțumesc frumos și mult succes vă doresc. Și eu mulțumesc, Aruna, seara bună. Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Liga Prieteniei, să ne dați un like, de asemenea să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Ident Total Care și Cipita. V-am pupat! Brotac Medical Center este una dintre cele mai cunoscute clinici în domeniul serviciilor de îngrijire și recuperare medicală. Activitatea noastră în top recunoscută este susținută de un laborator propriu de analize și împreună cu doctori specialiști avem în grija noastră un număr foarte mare de pacienți. Formatul nostru multidisciplinar oferă o gamă completă de îngrijiri și reabilitare medicală. Brotac Medical Center. De peste 10 ani pentru sănătatea ta.